Peste 80 de elevi ai școlii academician Marin Voiculescu din municipiu au participat la o oră interactivă despre violența în mediul școlar, absentism și comportament irresponsabil, atât în școală cât și în timpul liber. Elevilor le-au fost explicate riscurile acestor fapte de către reprezentanții Inspectoratului de Jandarm Giurgiu. Totodată, în timpul întâlnirii, jandarmii le-au prezentat copiilor clipuri video cu tineri implicați în fapte comise cu violență. Acțiunea de astăzi s-a desfășurat în cadrul programului Școala Altfel, să știi mai mult. Să fii mai bun. Am desfășurat câteva activități preventive, educative, de informare, printre care și la Școala Generală numărul 8 din municipiul Giurgiu, activitate la care au participat aproximativ 80-90 de elevi din ciclul claselor 5-8. Au fost prezentate cazuri ale tinerilor care au săvârșit diverse abateri, fapte de violență, cauzele care produc faptele de violență, precum și sancțiunile la care se expun tinerii minori, răspunderea contravențională, răspunderea penală a tinerilor. De la școala numărul 8, jandarmii au mers la școala numărul 1 din Izvoarele, acolo unde s-au întâlnit cu elevii în cadrul unei activități similare.